Bună ziua, dragi telespectatori! Centrul Cultural Sighetul Marmației colaborează cu numeroase instituții culturale, încheiindu-se mai multe parteneriate în vederea derulării unor proiecte cu impact major pentru comunitate. Unul din cele mai reușite proiecte, după părerea noastră, vizează românii din dreapta Tisei, oameni select și însetați de vorba românească. Astfel, orice manifestare culturală de la noi, fie vorba de concursuri literare, expoziții, omagierea unor personalități marcante ale neamului, este sprijinită și susținută de Centrul Cultural de la Sighet. De data aceasta, românii noștri au avut un prilej de a fi martorii unor nopți furtunoase, grație actorilor de la secția teatru, care au prezentat spectacolul teatralizat O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale. Regizorul Dorel Todea, o personalitate în audiovizual, a propus o montare originală, într-un decor bine gândit, cu elemente noi care completează atmosfera din epocă. Vă propunem să urmăriți Surpriza culturală, o piesă scrisă de cel mai actual dramaturg al românilor și nu numai, Ion Luca Caragiale. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, într-o cârciunioară la șosea, unde cântă un pian și o vioară și unde nu ne vede nimeni. Perechi, perechi, amorezații stau la masă și nu văd nimic în jurul lor. Curițe iau drept consumații ce ne pasă dacă-și fac jurăminte de amor. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, iară, într-o cârciumioară la șosea. Iacă niște papugii, niște scârța-scârța pe hârtie, îi știm noi. Mănâncă pe datorie, bea pe veresie, trag lumea pe soară cu pișicărlâcuri. Și seara se gătesc frumos și umblă după nevestele oamenilor să le facă cu ochii. N-ai să mai ieși cu o femeie pe uliță că se ia bagabonții laie după dumneata. Un ăla, un prăpădit de amploiat, n-are chioară în pungă, dar se ține după nevestele negustorilor să le spargă casele domnule. Nu se ia după toate, jupătul Mitrache. După cum e și femeia. Dacă trage cu coada ochiului, mai face și fasoane. Vezi bine, bagabonții atât așteaptă. Ba, Sam, pardon, știu eu ce vrei dumneata să zici. Ca nevastă-mea nu-i de alea, domnule. Vai de mine, jupându Mitrache, gândești că am vrut pentru ca să-ți fac un afront, îmi pare. Nu, nene, n-ai. Dar vreau să zic, adică, că nevastă-mea nu-i de alea, cum zisești. Și iaca, după mine, de ce s-a luat? S-a luat vagabonții după dumneata? S-a luat și se ia! Oh, și cum ești dumneata? Eu am ambiț, domnule, când e vorba la adică de onoarea mea de familist. Rezolv? Apoi să știu de bine că merg la criminal, să mai văd eu că se ține vagabondul după mine și lasă! Care vagabond? Ia ca un vagabond, unde-l cunosc eu? Păi dacă nu-l cunoști, de unde știi că era vagabond? E, asta. Una vorbim și bașca ne înțelegem, da? De, ai dreptul. Nu știi ce mi s-a întâmplat. Nu știi cum mă fierbe el pe mine de 2 săptămâni de zile. Nu că mi-e frică de ceva, adică de nevastă-mea, să nu... Ai, da, de coana veta, nu știu eu. Nu că mi-e frică, da? Am abis, domnule, când e vorba la adică de onoarea mea de familist. Rezon? Bagabondul. Că bine zici, începuse să-mi spui povestea. Stai să o iau de la cap. Stau. Știi dumneata că la lăsata secului am mers la grădină la Union. Eram eu, consoarta mea și cumnată mea Zița. Ne punem la o masă ca să vedem și noi comediile alea de le joacă Ionescu. Trece așa preț la un sfert de ceas. Și numai ce mă pomenesc un ăla, un bagabond de amploiat. De unde știi că era amploiat? După port, nu semăna a fi negustor. Mă pomenesc că vine și se pune la altă masă alături, cu fața spre masa noastră și cu spatele la comedie. Șade rezemat într-un peș. Șade, șade
șade și se uită lung și gal și la cocoare. Se uită, se... Eu cum m-a făcut Dumnezeu cu abeți, mă scol ca să plecăm. Cocoare, nu, ca să mă așezăm, că nu s-a izbrăvit comedia. Încep să mă cruntez la vagabondul și mai că-mi venea să-l cărpesc, dar era rușine de lume. Eu, de negustor, să mă pui în public în coate goale, nu vine bine. Mai mă uit eu acolo, mai mă fac că nu mă zichisesc de el, vagabondul cu ochii scris la cocoare. Banca-și pune și ochilarii pe nas. Tii, frate, n-ai să fii ochelari și să mă piargă așa, că-i să rea ochilarii din ochi și geobenul din cap de auzea, că-i din Giurgiu. Rezon! În sfârșit? În sfârșit se isprăvește comedia. Ne sculăm să plecăm, se scoală și dumnealui. Plecăm noi, pleacă și dumnealui după noi. Eu îl vedeam cu coada ochiului, dar nu vreau să le spui cocoanelor, ca să nu le rușinez. Știi cum e veta mea, rușinoasă. Hei, rușinoasă, mie îmi spui? Ei, e, apucăm pe la Sfântul Ionică ca să ieșim pe podul de pământ. Papuciu cât colea după noi. Ieșim în dosul agiei, coate goale după noi. Ajungem la Sfântul Ilie în Gorgani. Moftangiu după noi. Mergem pe la Mihai Vodă ca să ieșim spre stabilament. Mațe fripte după noi. Eu trăgeam cu coada ochiului. Fierbeam în mine, dar nu vreau să le spui cocoanelor. Ca să nu le rușine. Știi cum e veta mea. E, rușinoasă, mi-l spui. Când apucăm de la stabilament în sus, mă uit înapoi cu coada ochiului și nu mai văd pe coate goale. Mai mergem ce mai mergem, mă uit iar, mă iertase vagabondul. Șupându-mi, Mitrache, să-mi fie iertat de impresie. Dar eu gândesc că ți-ai făcut spaimă degeaba. O fi șezându-o omul prin partea locului, pe dealul spirii. Ei, a venit și el ca dumneata la grădină, a stat până s-a isprăvit spectacolul și s-a nimerit să porniți pe același drum ca să ajungeți la domiciliu. El s-a oprit la lui, iar dumneavoastră ați plecat înainte. Așa am crezut și eu întâi, dar stai să vezi. A trecut după aia o săptămână la mijloc. Ca și uitasem eu de istoria vagabondului. Gândeam și eu, poate că o fi șezând coate goale prin partea locului. Unioară vorba dumitare. Așa, zice cum nată mea el. Nene, ai de seară la Union, la Ionescu. Cum m-auzi eu de Union, mă făcui verde la față. Ce să mai căutăm la comediile alea nemțești? Niște mofturi, dăm parale și nu înțelegem nimic. Mai bine punem banii în buzunarul ăla și zicem că ne-am dus. Haide, nene, său, parol, să-l ai parte de mine și de veta. Când am auzit așa vorbă mare, n-am putut pentru ca să o tratez cu refuz. Rezon, rezon. E, haide, dar unde mă gândeam eu că o să mi se întâmple un așa ceva? Ne ducem, ședem la o masă mai la o parte, ședem cât ședem și începe comedia. Nu știu cum mă întorc cu ochii înapoi și pe cine gândești că văd la masa de la spate. Pe vagabond. Pe coate goale, domnule. Pe moftangiul. Pe mațe fripte, domnule. Dracului de pungaș. Cum m-a văzut, a sfeclit-o. A întors capul încolo și a început să bea din țigară, știi așa, niznaia. Dar mă trăgea cu coada ochiului. Mă întorc eu iar la loc și mă fac că mă uit la comedie. Se întoarce și vagabondul cu ochii la cocoane. Mă uit iar la el, iar se întoarce. Mă întorc iar la comedie, iar se uită la cocoane. Mă uit iar la el, iar se întoarce. Mă întorc iar la comedie, iar se uită la cocoane. Ei, iar așa m-a fiert fără apă toată seara. În sfârșit? În sfârșit plecăm.
poarte goale după noi. Era să mă întorc în partea Unionului, să-i zic numai, ce poarte ești, mă, musiu? Știi, am ambiți, m-am gândit, eu, negustor, să mă pui în public un vagabond, nu vine bine. Rezon. Ei, pe urmă? Pe urmă? S-a ținut iar gaie după mine. Până la stabilul meu. Da, până la stabila mea. S-a ținut după mine până la răscruci. Știi unde vrei să apuci spre cazarmă? Ce ziceam? Haide, drage, haide, să intri tu pe strada lui Marco Aureliu, ori Catilina, și lasă! Aveam de gând să intru cu cocoanele în casă, să trimiți repede pe chiriacă poarta de din dos pe Maidan să iasă înainte și eu să-l iau pe la spate pentru ca să-l întreb numai. Ce poftești, mă, musiu? Ce să-l și umplu? Și dacă nu le ajungea, să-mi dai mie favoritele. He, dacă nu-i ajungea, să fii poftit la mine la despărțire. Să fii poftit la mine cu reclamații la despărțire, că-i împlinea meu cât îi mai lipsea. A avut noroc. Mare noroc a avut bagabond. A scăpat. He, cum? Păcat. Când am trecut eu de răscurs cu cocoanele și bagabond era să intre după noi în uliță, a ieșit haita de câine de la maiorul din colț și i-a tăiat drumul lui coate goale. Am lăsat pe zița acasă, m-am frit de grab cu veta sos, am trimis repede pe chiriac în Maidan. Eu i-am ieșit înainte peste uluș, tocmai pe la provălia lui Bursupta. Gea, până să ieșim noi, fugise bagabotul. Spiridoare! Spiridoare! Ia cât vine chiriac, să n-auză. Așa, de el nu mă sfiesc. La din contră, el știe toată istoria. I-am spus-o de la început. Atâta om de încredere am. Băiat bun, ține la onoarea mea de familie. De când lipsesc eu de acasă, cine să-mi păzească onoare? Chiriac sărac, n-am ce zice. Onorabil băiat. Da, Coana Veta, ce zice? Consoarta mea, ce să zic? De, ca muierea mai ursuză. Am cam băgat eu de seamă că nu-l prea are ea la ochi bun pe chiriac. Dar știi cum m-a făcut Dumnezeu pe mine? Nu-i trec muierii nici atâtica din ani. I-am zis pe șleau, nevastă, e băiat onorabil și credincios. N-ai ce face, ce al omului, e al omului. Rezon! Jupâne, trebuie să facem mandat de arestare pentru Tache Pantofarul de la Sfântul Lefterie. Nu vrea să iasă mâine la exerciți cu niciun preț. Dar pentru ce nu vrea? Zice că e bolnav. Am trimis la el hornistul de 3 ori cu biletul, dar l-a primit cu refuz. Zice măsa că nu poate umbla, că de-abia s-a sculat după lingoare. Să dea certificat medical. M-am dus eu la el, chiar în persoană. Zic, pe ce bază nu vrei să vii mâine la exerciți, domnule? Zice, sunt bolnav, domnule sergent. De-abia mă pot ține pe picioare. Nu pot merge nici până la prăvălie, zice. Zic, nu cunosc la un așa rezon, fără motiv. Acu trebuie să-i dăm mandat pentru ca să-l iau mâine dimineață. Să-i dă? Să-l iei? Ăsta-i de-al ciocoilor, îl știu eu. Cât a umblat din sufer și chip să scape de gardă. Și eu l-am însemnat în catastiful meu pe Monsieur Tache. E finul lui Popa Tache. Îi vezi? Lasă-l că nu se sfințește el cu mine, jupâne! Îl pocăiesc eu! E, după aia pe neaghiță ți-l grădău nu l-a putut găsi cornistul deloc. L-a căutat și el, și astăzi cu biletul. Și că n-a dat pe acasă de 3 zile. Pricopsitul de cumnatul meu, n-aș mai fi avut parte de el. Cine știe în ce cârciumă s-a înfundat? L-a văzut eu azi dimineață, trecea pe la despărțire. Mă duc să-i trimit cornistul cu biletul pentru mâine. Era fumat rău, neaghiță. Ei, bravo! Asta e una la mână. Om stricat, domnule! Păi, de ce am dezvolțat-o pe zița de el? Gândești? Nu mai putea trăi cu mitocanul, domnule. Păi, rezon. Fată frumoasă, modistă și învățată și 3 ani la pansion, să-și mănânce ea tinerețele cu un ăla. Tot gândeam la început că, de, e tânăr, o să-i treacă mai încolo, o să-și vie la pocăiți. Așa, ți-ai găsit, ți-l cădeu și om de treabă. Nu mai maltrata, domnule, măcar cu o vorbă bună. Mă rog, odată ce nu e bărbatul levet, ce fel de casă să mai fie și aia? Bă, mie îmi spui, nu i-am întocmit eu proces verbal atunci noaptea când a tratat-o cu insulte și cu bătaie. Apoi de, n-a avut dreptul muierea să-l lasă. Bă,
Om fără ambiți, domnule, nu ținea la onoarea lui de familist. Un mitoca, mă rog, zice că e negustor. Alege, s-ar praf. Jupâne, da, diseară, știi că ești de rond, mergi? Mai e vorbă? Cum să nu merg? Păi, de ce m-am îmbrăcat? Nu vezi? Jupâne, da, faci toate posturile, nu-i așa? Nu sunt multe, până la 2 după 12 le isprăvești. Așa, cam pe la 2 după 12, ca totdeauna. Da, chiriac băiete, ia vezi, mă știi că am ambiți. Când e vorba la adicățiu, la... Lasă, jupâne, că doar nu mă cunoști de el de la altă. Dar mai mult nu puteai să-l șezi, mă! Vezi, jupâne, că am mulți mușchi până vine la madama gazeta. Mă, Spiridoane, fii băiat de treabă, mă! Că iau pe Sfântul Nicolae din cui. Știi că i-am pus fârcol nou de ibrișim. Să nu-i fac saftea pe spinarea ta. Dar de ce, jupâne? Atâta spui eu ție. Haide, du-te, iute și cere cocoanii să-mi dea sabia și cintironul. Bine, jupâne. Chiriacu, ia. Știi că am adiți. Când e vorba la adică... Lasă, jupâne, că doar nu mă cunosc de el de la altă. Ei, ia vezi. N-ai grijă, jupâne. Eu mă duc să închis cantorul și magazia. Bosoarne, Nanae! Salutare, onorabile! Ia ca, jupâne, na, poftim, ia. Ce făcea cocoana, mă? Cosea galoanele, la mundirul nea chiriac. Și ce a zis? A zis că să treci mai devreme la diseară, că urăți singură în casă la noapte. Uite, mă, ce ție cu muierea fricoasă? Da. Chiriac, nu e aici? Jupâne, nea Chiriac mi-a zis să închide mai devreme, ca să pleci de rând la noapte. Du-te, aduc cheile și le du lui Chiriac jos. Vine, jupâne. Auzi, jmene, Nae, cum îmi poartă Chiriac de grijă a rondului? E tot frică să nu uit reglementul. Are ambiți, băiatul. Vrea să fie compania noastră cea mai abitir din toate. Când ești că mai primeam eu să fiu capitan dacă nu-l alegea pe el sergent? Știi cum a regulat compania? E prima, domne, poți să zic? Bravos, bravos! Face să-i dea și decorație. Păi să-i dea, de ce să nu-i dea? E băiat bun, e de-a noștri, din popor. Firește, și decorațiile nu sunt făcute tot din sudoarea poporului. Nu-i rezon? Stai închis, jupâne. Acum eu mă duc să mă culc? Da, dar tutun și cărticică ți-ai luat? Chibrituri ai? Ce tutun, jupâne? Te faci că nu înțelegi, ai? Nu știi ce tutun? N-am aflat eu că tragi țigară. Aoleu, Spiridoane, săracul Sfântul Nicolae, știi tu păpara lui? Zău, jupâne! Haide, pleacă! Mă, spune lunetul Chiriac să nu uite de ce ne-a fost vorba. Să fie cu ochii în patru. Bine, jupâne. E, ia să vedem acum ce mai zice politica. Citiți ceva? A, bravo, ziar, domnule. Ăsta știu că combate bine. Apoi, zice lui degeaba vocea patriotului național. Ia citește. București, 15-27 Răpciune. Amicul și colaboratorele nostru, R. Vent, un june scriitor democrat, a cărui asinuitate o cunoaște de mult publicul cititor, ne trimite următoarea prefațiune a unui nou op al său. Îi dăm astăzi locul de onoare, recomandând cu căldură poporului suveran scrierea amicului nostru, Republica și reacțiunea sau venitorele și trecutul. Prefațiune. Democrațiunea romană, sau mai bine zis, ținta democrațiunii romane este de a persuada pe cetățeni că nimeni nu trebuie a manca de la datoriile ce ne impun solemnamente pactul nostru fundamentale, Sfânta Constituțiune. Ei, bravo, aici a adus-o bine.
a manca Sfânta Constituțiune... Adică cum să o mănânce? Stai să vezi că spune el. Sfânta Constituțiune și mai ales cei din masa poporului. E scris adânc. Ba nu-i adânc de tot. Nu pricepi? Vezi cum vine vorba lui? Să nu mai mănânce nimeni din sudoarea bunioară a unuia ca mine sau ca dumneata, care suntem din popor. Să stea la masă numai poporul, că el e stăpân. Ei, așa mai fi de acasă. Bravo, Zinaide! Stai să vezi, acum vine un ce și mai tare. Ei? A manca poporul, mai ales este o greșeală neiertată. Ba putem zice chiar o crimă. Știi că și aici lovește bine. Da? Cine mănâncă poporul să meargă la Cremenal? Dar de ce scrie el, Sireacu? Zi înainte că-mi place. Ba putem zice chiar o crimă. Nu! Orice s-ar zice, orice s-ar face, cu toate zbieretele reacțiunii ce se zvârcolește sub disprețul strivitor al opiniunii publice, cu toate urletele acestora ce cu nerușinare se intitulează sistematici opozanți. I-am fundat! Nu! În vară, noi am spus-o și o mai spunem. Situațiunea României nu se va putea clarifica ceva mai mult, nu vom putea intra pe calea veritabilului progres până ce nu vom avea un sufragiu universal. Adică, tele, cum vine vorba asta? A, înțeleg. Bate-n ciocoi. Unde mănâncă sudoarea poporului suveran? Știi, masă, sufragiu? E, acum înțeleg eu unde bate vorba lui. Bravo, domne, bine vorbește. Ăsta combate, domnule. Nu ți-am spus eu? Nu-i zice lui degeaba vocea patriotului național. Până ce nu vom avea un sufragiu universal, am zis și subsemnez Râvel, studinte în drept și publicist. Lasă cu coană, poate că să mor și să nu ți-o fac. Pitocane, astramagiule, la polițiune, să-i brache! Să-i nerinoare! Român și jupânul nostru. Bine i-o zis lui cine i-o zis, titir că inima rea. Ce are el cu mine? Zău! Beata Cocoană și punea Chiriac, cu ei mai am noroc. Ei mă mai scapă de-a fursitul, că despre partea lui jupân titir că inima rea, halal să fie de oasele mele, Marco Tonogini. Ieri săptămâna, când s-a întors de la grădină cu copanele, m-a găsit deștept. Bravo, Zmusiu, Spiridoane! Nu te-ai culcat până acum. Mâine dimineață, jupânul săracul se deschide prăvălia. Ai stat până acum să bei la tutun, ai? Nu, jupâne, dar la când mi-e somn? Nu ți-e somn, ai? Stai că îți fac eu ție poftă de culcat. Bietul Neachiriac m-a scăpat, că luase pe Sfântul Nicolae din cui. Ieri seară m-a găsit dormind. Bravo, Zmusiu Spiridoane! Dormi, ce-ți mai pasă? Tu n-ai tras destul. Acum te-ai pus să tragi la aghioase. Trai, neneaco, cu banii băbachii. Nu, jupâne, dar dacă mi-a fost somn? Somn, ai? Te trage traiul bun la somn. Auzi, cu Sfântul Nicolae trai bun. Că de-aia ar bunul pe inimă, jupânul. Tragi la somn. Stai că am leac să-ți dai de piroteală. Și mi-a și pus mâna în păr. Dacă nu era copana să sară pentru mine, tocmai la apropo, mă rupeam, că nu știu ce avea, era turbat rău de tot.
Auliu, vine! Auzi, mizerabilul, să se întinză până într-atâta ca să-mi facă un atac. Dumneata, aia și cum am zis-o. Bine că veniști. Eu n-am putut să viu. Mi-era teamă să nu mă spui neachirea cu jupânul, că am blat noaptea pe drum. Ei, l-ai găsit? I-ai vorbit? I-ai dat? I-ai spus? Da, cucoana. Ce a zis? Mersi. Și tu ce ai spus? Pentru puțin. Nu i-ai spus cum ți-am zis eu? Ba da, și l-a luat ca să arăt casa. Mai trebuia să-i arăs nimic că-i scrisesem eu un bilet unde să vie. Pe la așa mi-a spus, să-i arăt casa ca să-i arăt la sigur. Dar când se iese pe Maida cu dumnealui, tocmai trecea jupânul de la vale. Am lăsat persoana cheie să mă aștepte pe Maidan și am sărit peste luce fundul grimii. Să nu te ajut până cu ochi de mine, o să vin acasă și să nu mă găsească. Prostule, nu știi că nenea e de rond la noapte. Nu mai dă pe acasă până la ziua. Ei, și dacă mă prindea, plăteai dumneata pielea mea. Ei, și zi, persoana în chestiune așteaptă pe Maidan? Da. Și mi-era biletul ăsta să ți-l aduc. Și nu mi-l dai mai curând, adu-l să văd. Angel radios, de când te-am văzut întâiași dată, pentru prima oară mi-am pierdut uzul rațiunii. Te iubesc la nemurire. Je vous aime et vous adore, quand prétendez-vous encore? Inima-mi palpită de amoare. Sunt într-o poziție pitorească și misericordioasă și sufăr peste poate. O, da, tu ești aurora sublimă care deschide volta azurie într-o adorațiune poetică infinită de suspine misterioase, pline de reverie și inspirațiune, care m-a făcut pentru ca să-ți fac aci anexata poezie. Ești un crin plin de candoare, ești o fragilă zambilă, ești o roză parfumată, ești o tânără lalea, un poet nebun și tandru te adoră. Ah, copilă, de-a lui pozițiune turmentată fie-ți milă! Te iubesc la nemurire și îți dedic lira mea, al tău pentru eternitate și per tu jur. Spiridoane, băiete, du-te, du-te, iute, te așteaptă siguralmente. Du-te și spune-i să aștepte, viu și eu numai decât, numai să vorbesc ceva și lea puțățica. Nu pot să mă duc, copana, până mi-ar voie, ori nea Chiriac, ori copana. Unde-i Chiriac? Nu știu. Până curte. Dar țața. Lucrează dincolo. Ia câte copana. Cine-i aici? Ah, tu erai? Mă miram cine-i. Eu, țățică, te rog, lasă pe Spiridon să meargă până la mine acasă, ca să-mi aducă mantelul. Bate vântul și mi-e frică să nu mă răcesc când mă întoarce. Îl lași, țață? Ai ce să las? Să lași pe Spiridon să-mi aducă ceva de acasă. Da, îl las. Du-te, Spiridoane. Da, tu zi-ți-o, la ce ai venit? Stai să vezi. Dar nu mă întreb, țață, o să-ți povestesc ce-am pățit cu mitocanul. Să vezi. E halima. Auzi, mizerabilul, să îndrăznească să-mi ție drumul ca să-mi facă un atac. Stai, țață, o să-ți spui și să te crucești, nu altceva. Adineauri, ședeam acasă. Tu știi că acum știi că a făcut-o Dumnezeu, se culcă odată cu găinile. Eram ambetată absolut. Dramele Parisului, câte au apărut până acum, le-am citit de 3 ori. Ce să fac? N-aveam ce citi. Zic, hai să mă duc până la țața, dacă nu s-o fi culcat, să mai stăm de vorbă. Dragi telespectatori, ați urmărit prima parte a piesei O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale. În emisiunea următoare o să vă propunem a doua parte a acestei piese. Cu mine voastră în studio a fost Georgeta Marina, vă zicem o zi bună în continuare, la revedere!